ziua, dragi colegi! Începem lucrările ședinței de astăzi cu ordinea de zi pe care ați primit-o cu material de fiecare din dumneavoastră. Și o să începem direct cu punctul... Cu suplimentarea ordinei de zi. Suplimentarea ordinei de zi cu punctul 9. Da, vreți? Da. Deci avem suplimentarea cu încă 5 proiecte și anume alegerea președintelui de ședință. Punctul 9, punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în favoarea Delgaz Grid a dreptului de uz și servitute pentru suprafața de teren de 30 de metri pătrați din domeniul public al comunei, pentru proiectul de extindere rețea de branșament gaze naturale, presiune redusă, strada Pătinei din comuna Chemeiuș, județul Bacău, pentru ministrul Perin Felix Gabriel. După aceea avem punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță necesare întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuire prin concesiunea suprafeței de teren de 3.988, parte din domeniul public al comunei Chemeiuș. Cum care a fost pe urmă, zisul luna trecută, luna trecută a trecut din domeniul public în privare. Proiect de hotărâre la punctul 12, privind aprobarea expertizei tehnice, a documentației tehnice, DTAD, DTOE, a indicatorilor tehnico-economice, a devizului general pentru obiectivul de investiție, desființare imobile cu numerele cadastrale 6, 5, sunt 8. Clădirile afectate din surtea fostului liceu, despre care la fel am mai avut o discuție, dacă nu chiar proiect, în luna lui ianuarie sau decembrie am trecut. Situate în incinta liceului tehnologic Chemeiuș. Și punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei de la hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 14.06.2023 cu privire la implementarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii comunei Chemeiuș cu scopul de a accentua evoluția mediului rural din teritoriul GAL. Da, deci, prima dată, vă rog să începem cu punctul numărul 9, respectiv alegerea unui președinte de ședință. Unul dintre dumneavoastră care n-a mai fost sau? Propun la vot, supunem la vot procesul de vot în ședința anterioară. Cine este pentru? 22 septembrie. Aștept. Aștept și domnul Baciu. Da. Punct de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind extinderea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Proiect inițiat de domnul primar, Constantin Sala. Da, cred că rapoartele au ajuns la dumneavoastră. Prin aproape de sfârșit de an, am luat bani de la capitole unde banii nu au fost cheltuiți, am trecut la capitolele unde avem nevoie pentru a închide proiectele cu fonduri europene, cofinanțare la fonduri europene și alte urgențe. Dar sunt discuții pe tema bugetului. Din analizele dumneavoastră.
dacă sunt cazuri de cheltuire a banilor din fondul local până ce vin banii la UBEC. Păi... Pentru că s-a pus problema la nivel central. Sunt și cazuri. Și intrăm în poziția lor? Așteptăm banii. Așteptăm rectificarea. S-o mai târziu. Așteptăm rectificarea de la UBEC. Pentru că noi nu puteam închide constructorul, rebanul. Știu. Și atunci, pentru a nu încheia lucrările, pentru că sunt discuții în țară, atât la nivelul municipii, cât și la nivelul de Călure, în statul doamna Răuier, și m-a lămurit în ceea ce privește alocarea sumelor, așa, dar ăștia sunt domnii primari de municipii și domnii primari de comune, sunt nemulțumiți pentru că nu ne-au venit bani. Știți foarte bine, Angela Salini, care la fel a făcut efortul. Constructorul pistonează. Vreme bună. Vreme bună. Cetățeanul așteaptă, își dorește ca și noi. Da. Cetățeanul? Da. Dacă sunt eu, mai sunt atent. Și cine mai dorește acum? Atunci să punem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Cine? Punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru dezăpezirea drumurilor din domeniul public al comunei Jumeiru, județul Bacău și achiziționarea de material antiterapant. Proiect inițiat de domnul primar, contract în sală. Nu trebuie să așteptăm să vină zăpada, să spunem vechea expresie a românului, iar ne-a luat pe nepregătit. Încercăm ca în fiecare an să ne facem temele înainte de a veni zăpada și de a veni, eu știu, uite ajuns o ploaie cu minus și sistemul de circulație e paralizat. Deci ca în fiecare an... O întrebare, mă rog. În ce condiții contractăm care câștigă, are voie să subcontracteze? Păi, deocamdată, ca să găsești o firmă cu 6 utilaje să stea disponibile pentru o comună, este foarte greu. Utilaje au toți și nu au muncitori, nu au șoferi. De exemplu, vă dau un caz, avem bitonii Dobor la noi în comună cu 5 sau 6 budă. Și când am apelat la el într-o iarnă să facă dezăpezire, zic, da, am 6 budă, dar n-am decât un singur. Da. Și atunci, în situația asta, contractantul se obligă, prin contractul care îl face, să-mi pună la dispoziție utilajele respective. Și atunci el face contracte cu diverse firme, diverse societăți, treaba lui. Eu contractul am cu el. Plouă, ninge, pe mine nu mă interesează, trebuie să-mi vină... Trebuie prevăzut în contractul de acolo. Așa pot să am. Dacă subcontractează, să corespundă lucrarea, totul... Noi, licitația va fi făcută pe cantități de antiderapant, pe sărăriție, pe utilaje, ca număr. Pe buldo, pe tractoare, dacă o să mai avem tractoare. Deci tractoare nu prea mai sunt, nu avem cine. Unde se depozitează? Avem aici în vecinătatea dispensarului, platformă acoperită, unde în curtea Rușicău intrăm și depozităm acolo. Desigur, vom aduce în cursul lui noiembrie să fie uscat, să fie pregătit antiderapantul, ca să nu existe probleme. Că atunci, dacă îl pui înghețat în sărăriță, se blochează sărărița și nu mai putem face. Vreau să asigurăm ca fiecare an. Ca sigură lucrurile de calitate. Plus pe parte din antiterapant vom depozita pe drumurile în pantă, unde o echipă de la noi, de la primărie, va merge cam fiecare an, dimineața, acolo unde nu ajunge utilajul sau nu poate să ajungă utilajul, nu o să plătim ori de utilaj, dacă a fost, eu știu, minus 6 grade și a fost o mică ploaie, duc băieții noștri mai dimineață și aruncă brăștii terapantul pe care îl punem manual. Cine mai dorește să ia cuvântul? Întrebarea mea, eu, deci în momentul în care ne-am făcut întrebare, am pus și copiii acolo pe banii anului. Întreb, în momentul în care o să fie o iarnă foarte
cu zăpadă foarte mare pe drumul județean. Aia nu ne încurc acolo la dezăpezire, adică o să Păi noi facem pe partea carosabilă. Aia sunt puși la 90 cm de acostament. Dacă ați observat niciodată la matizare. Văzut că s-a fix pe trotuar, deci... Nu o să ajung chiar acolo, dar dacă ați observat niciodată drumarii nu dezăpezesc până la partea carosabilă, până la margine, pentru că ei sunt convinși că vor mai găsi un aerisitor de la conducta, de la țeava de gaz, de la, deci tot timpul iau măsurile de protecție. Plus că vom... Nu știu, nu să distrugem popicii în concluzie, cu dezăpezirea. Aia nu se distrug, pentru că dacă sunt foarte flexibil, poți fi aplicat, se ridică la fel. Numai că, în același timp, sunt și casanți, care au fost loviți cu ceva, au crăpat. Sunt care din răutate, păcate că îmi pare rău că o spun așa, așa au înțeles unii din locuitorii comunii să păstreze bunurile făcute și construite din banul public. Din răutate, eu știu, din nu știu care a fost motivul, că ăla fiind casant, când m-a lovit într-un colț așa, o crăpat și o sărit partea aia de reflectorizant. Nu știu dacă ne face cinste așa ceva comunii noastre. Chiar nimeni nu a văzut, chiar nimeni nu a auzit. Pentru ei am făcut, pentru siguranța lor sunt făcute bunurile astea din banii noștri, din banii tuturor. Sunt făcut cu această investiție, e făcut cu bani de la buget. Dar sper că cu timpul ne vom mai civiliza. Nu există cursuri de specializare în privința civilizației. Există doar a comentariilor și a răutăților. Dar ca să ne civilizăm, nu știu unde ar fi școala aia să putem să reușim. Mai doresc ceva de ia cuvântul? Atunci să punem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Abțineri, împărțină. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale și artistice ce se vor desfășura cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Himiu, județul Bacău. Proiectul inițiat de domnul primar Constantin Sala. Ca în fiecare an, la sfârșit de an, având în vedere proiectul de hotărâre inițiat privind organizarea activității culturale artistice și cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă propun spre analiză și aprobare programul privind organizarea manifestărilor culturale artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Hemeteciu Bacău. Bugetul necesar, ne-am propus o sumă de 30.000. N-am să nu o să o cheltuim pentru că nici am trebuit să cheltuim atât. Noi estimăm undeva la 5-17.000 maxim. În vorba de ceata de uși de la Dosteana, Comănești sau să vedem Dermănești unde găsim și tot la fel cu un colindător, doi cu colindători locali cu de-ai noștri. Ca să putem organiza totodată la pachet și trecut tot pe ordinea de zi, nu știu la ce număr proiectul, cu premierea cuplurilor care cresc de 50 ani și să le merită, cred că după 50 de ani de experiență, fiind ca un exemplu pentru comunitatea noastră, ne-am gândit să le oferim un spectacol, nu numai lor, ci și locuitorilor comunii, dar să-i putem felicita acolo într-un mod festiv, într-un cadru cât mai plăcut și mai omenesc. Părinte, discuție ce-mi vrea să iau? 5 familii. 5 familii. Până acum. E posibil să mai apară. Și cadourile nu stoc, sau cadourile se dau la școală, cum la școală, da. Așa, să punem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu de longevitate în quantum de 700 de lei pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Proiect inițial de domnul primar Constantin. Doar așa pentru curiozitate, dacă v-ar interesa familiile care sunt. Mazilu Vasile, Paraschiva, Cristea Ioan și Viorica, Tufă Mitică și Ileana, Giurgiu Ioanel și Maria, și Buzdugan Aurel și Lucia. Din toate satele, și din Ilie, și din Fântânele, și din Fântânele. S-au înscris din alor sau i-ați identificat dumneavoastră? S-au înscris. Din anii anteriori, mai știu. Au fost ani când erau mai mulți, îi premiam cu ocazia zilelor comune.
faptul că erau foarte puțini la data când am organizat Ziua Comuniei, am lăsat ca așa anul trecut, ca așa cu 2 ani, la sfârșit de an. De identifica, noi putem identifica noi, pentru că nu sunt căsătoriți în mare parte, da? Hemeiuși. Și nu avem o bază de date. Deci din aia de anul trecut am mai plecat din Moscheu. Și din aia de anul trecut care au fost premiații, că am mai plecat. Nu din comun, nu? Dar nu m-a ascultat. Au plecat, dar aș pleca din tot. Să ne dea o să iate. Să ne bucurăm că mai avem printre noi și persoane vârstnice și persoane care au ajuns la această frumoasă vârstă. Îmi vedeți că e mult până mâine. Vă așteaptă persoane vârstnice. Să punem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Împotriva, ține? Vorbim de 60 plus 20. Încă suntem azi de muncă, până la 90 de muncii, după aia ești atunci. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de cadouri copiilor și elevilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei din Iași, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Constantin Sava. Copii, ce cadouri? Cadouri ne vedem. Pachete. Deocamdată încercăm să vedem tot la fel. Ne-am propus o sumă. Vedem ce găsim și numărul de elevi din situația pe care avem de la școală. Și este de 451 de copii, mai puțin cu 6 copii față de anul trecut. Parcă anul trecut au fost 457. Ăștia sunt elevi. Da? Elevi de la grădiniță până la... Preșcolar și elevi. Da. Cu moșul, cu tot ce organizăm, ca în fiecare an. Deci, să o luăm așa. Consiliul Local al Comunii din Iași, având în vedere, propune. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în scopul adiționării de cadouri pentru copii, elevi, ai unităților de învățământ de braza Comunii din Iași, județul Bacău. Suma propusă este de 45.000 de lei. Ținând cont de inflație, anul trecut a fost mai puțin, 35.000. Propusă. Asta înseamnă că trebuie și cheltuită. Primarul Comunei Hemeiuș Bacău va duce la îndeplinire pe vedere prezente hotărâri, iar la articolul 3, prin grijă a Secretariatului General al Comunei Hemeiuș Bacău, prezenta hotărârii se comunică în termen legal instituției prefectului Bacău pentru verificare legalității. Discuție pe vreo să nu este o activitate ușoară, ca să punem, să identifici. Identifici pentru ăla de grădiniță, și pentru ăla de-a și da. Dar noi facem niște cadouri, ne discutăm și cu directoarea și cu profesorii la școală, ne consultăm și căutăm să fim din toate cu. Unii mai vor țigări, alții mai vor. Dacă și dau acolo, sunt foarte. Deci cam 100 de lei copii copilie sau cum? Aproximativ. Să avem în vedere și ce mai avem noi de cheltuit. Moșul, da. Da, pentru brăduși, pentru globuri, instalații, tot. Mai sunt niște... Unii 50 suma ca să vezi unde mai dau, voi rămâne... Dar avem unul din noi s-o pune. Ah, n-avem de unde. Dacă o să mai găsesc posturi, o să mai scădem de suma asta. Banii să fie alocați și aprobați dumneavoastră în concept în bugetul local și diminuăm din cheltuielile noastre. Noi o să căutăm și sponsor, dar deocamdată... E încă au mai fost cazuri. Da. Să punem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor instalații de iluminat stradal ornamental festiv ce vor fi instalate pe ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Hemeiuș de dată o proiect inteligent în primar. O să ne întrebați, păi da, numai instalații le achiziționăm. Ce ne pune? Îmi spune vici primar, e minunat. Ați mai aprobat? Nu, pentru că trebuie... Serviciu, am predat, predând serviciul de mentenanță a unei instalații de iluminat public, așa, în
contract e stipulată și chestia cu montant și demontant instalații. Și atunci, din instalațiile verificate, 18 mai sunt funcționale. Din câte? 22. 18 din... Din 22 în ultimul an, da. Ultimul an. Noi tot am mai cumpărat. În 2022. Da. Și demontat. Și demontat. Nu mai trebuie să fie instalații de sigurețe. Din comerț. Nu-ți fac câte de faptul. Nu, închid. Dacă ți-ar da garanție, nu știu câți ani de la instalații de la cumpere, am preferat să cumpărăm din Deleman. Am urmărit la Deleman, n-au apărut. Când o să apare prea târziu. Când o să apare prea târziu și întotdeauna ea și aici ne pregătim. Da. Prin Dovemi cu Lapoviță, cu Nisoare, cine sigur că să montează pistele? Și de-aia cred că în luna noiembrie, dacă o să fie cald și vremea o să ne permită, o să ne montăm, numai că o să dăm drum atunci, în preajma sărbătoare. Dar așamentul durează foarte puțin, doar asamblatul lor de pistări de durată și în condiții oprit de circulație și poate pe drumul de țeanpi. Da. Mai aveți întrebări? Până la vot, punctul numărul 6, ce este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dunăiu, județul Bacău. Proiectul înțeleg domnul primar, comunitar. Se propune intervenirea unor modificări în structura aparatului de specialitate al primarului Comunii Hemiluș, județul Bacău, ca urmare a vacantării unor posturi prin pensionare, numit pe altă funcție în urma concursului transfer la cerere, după cum urmează. Compartimentul situației de urgență și protecție civilă. Se ocupă funcția contractuală de șef SDSU, studii medii ca urmare a promovării concursului. 2. Compartimentul de servire. Vacantarea postului de guard prin pensionare, vacantarea postului de bundă excavatorist prin pensionare, vacantarea postului de îngrijitor prin promovare concurs, vacantarea postului de șofer prin transfer la cer. Se propune aprobarea organigramei aparatului de specialitate a primarului, anexa 1, și statul de funcție al aparatului de specialitate a primarului, anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre cu modificările făcute în mod corespunzător. Articolul 3, secretarul general al Comunii Hemiluș, de Bacău, se va îngriji de aducerea la cunoștința prevederilor prezentei hotărâri în temeiul legal, precum și înaintarea acestea către instituția prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității primarului localității, compartimentelor de resurse ANFP București pentru ducerea la îndeplinire. Discuții? Cine dorește să ia cuvântul? Fiecare e situația la ora actuală a primirilor în ordine de la prefectură că sunt blocate? Sunt blocate. Sunt multe blocate. De la începutul anului blocate. Tocmai de asta nu putem angaja decât pentru cele care sunt posturi unice. Da. La Budo Escalator este posturi. Și la șofer? Da. Și la șofer, dar numai să nu apară ca și activitate și la Budo Escalatorist. Adică, din preferat, ar trebui Budo Escalatorist și să facă și activitate de șofer. Dacă chestii care îmi bat cap în cap, nu poate să mă arunci cu bulldoze cu mașina în același timp. Când ai lucrare cu bulldoze undeva de săpați și din căcat. Așa prevede în fișa postului și una și alta? Așa spune legea, ca să nu aibă activități, cumva să cumuleze. Dar e legal, de exemplu, adică el e angajat pe bulldoze, dar îmi verificat cu autoturismul și face un accident. Și în fișa postului este... Fișa postului este...
Afișa postului este făcută de... Să nu ne trebuie ce ai căutat cu domnul Turescu. Deci, la momentul în care plecăm cu concursul, atunci facem și afișa postului și o afișăm. A, deci atunci o faceți, am înțeles. Așteptăm în lunea mare. Cine mai doresc să ia cuvântul? Să până la vot, punctul numărul 7. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Proiectul numărul 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Himeiuș pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor la Societății Comerciale Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06-11-2023. Tu ai tințiat de ultimat companie sau? Da, da. Nu știu de ce trebuie un mandat special, am mai discutat chestia asta, cred că și conform codul administrativ. Primarul este numit prin... Din oficiu, primar. Primarul cu hotărâri judecătorească este... Exact. Stabilire. Exact. Dar, probabil că... Și așa la fiecare ședință? Păi asta e culmea, că acum mai nou trebuie pentru fiecare ședință hotărâri. Pe mine nu trebuie să mă numească Consiliul Local, eu sunt numit de către judecătoria Bacău. Dar nu trebuie să spunem, noi vă mandatăm să aveți un anumit vot? Nu asta trebuie să votăm acum? Nu, ei au o ordine de zi mai nou, numai pentru ordinea de zi, respectivă din ziua cu care este ședința. Și aici nu trebuie să votăm pentru sau abținere sau împotrivă? Reprezentantul legal al dumneavoastră este primarul. Primarul, nu, ca să poată să participe acolo, nu înțeleg de ce trebuie votul Consiliului Local. Nu, dar votul Consiliului Local e că ați participat dumneavoastră. Eu cred că votul este ca să vă mandatăm să votați anumite lucruri. Dacă votezi ordinea de zi de la ședința de la ședința. De-aia trebuie fiecare lucru. Așa și zice aici un proiect. Pentru votul respectiv, nu. Dacă dumneavoastră sunteți din oficiu acolo. Domnul primar vrea să spună că nu era nevoie, pentru că avea calitatea oricum să meargă acolo. Eu am calitatea pentru hotărârea judecătorească, da. Nu, Consiliul Local nu a ales nimic. Să spuneți pentru, sau să spuneți împotrivă, sau să vă abțineți, sau... Nu? Îmi amintesc că v-am mandatat să votați pentru asocierea în ADIP sau... La compania de apă trebuia să facă o ședință, pentru că pe hotărârea cursului de apel s-a dat ca virgul compania de apă să preia rezerva. Să preia rezerva și trebuia să fie o ședință. Pentru că pe lângă ceea ce spun aici, trebuia și chestia asta. Pentru că domnul primar e bun, domnule, e instalație, e bun, e lucrare, e bun. Vă referiți la rezerva Bacăului, da? Da, rezerva Bacăului. Și trebuia o ședință să atingă și această problemă. Da, după atâția ani. Corect. Ani în care băcăoanii au suferit. Corect. Noi n-avem în istoric cât ne-au lungit când au preluat la noi, deci... Da. Dar nu știu, ordinea de la CRAP, nu știu dacă are ordinea, de dacă are rost să vă citesc, că vă citesc. Căutam să vedem pentru și... Să punem la vot punctul numărul 8, cine este pentru? Împotriva, abținere. Treșmului președinte de 10. Da, un raport în referat de aprobare privind acordarea în favoare de Gazprin este adreptul de uși și servitute pe durata de execuție a lucrărilor pentru suprafață de 30 de metri pătrați în domeniul public al Comunii Emiuș, strada Cătinii, numărul 92B, județul Bacău. E aceeași problemă care ne confruntăm în mare timp. Se pune la vot. Discuții? Cine vrea discuții? Exineri de rețea de gaz, pe din alea Coroneilor. O să mai avem 3 sau 4 ani. Cătinii, știu, dar să-i dau un colonel la mine și stea mai bine de acolo. Azi e ziua, nu o zărmă. Haideți, pune la vot proiectul numărul 10. Cine este pentru? Împotriva, ține? 11. La punctul numărul 11, proiect de hotărâri privind achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuție prin concesiune a suprafeței de 3.900 m² teren lângă drumul public al Comunii Emiuș.
Este vorba de hotărâri de Consiliu complementară cele de luna trecută. De luna trecută e vorba de o suprafață teren care trebuie să scoatem la licitații. Să întocmim caietul de sarcini și studiul de oportunitate. Dacă sunteți de acord. E o singură solicitare, doar în partea dumneavoastră. E o singură solicitare și e o singură cale de acces. Terenul ăla din spate trebuie să ies. Da, da, da. Dacă totul este, toată suprafața e intrabilă, nu? Da. Că știi cu partea. Da, da. Viroa Gaie, domeniul public. Și scoatem la concesionare. Da, da, scoatem la concesionare. Conform expertizii și evaluării care să fie intervenită, acum avem documentația asta. Dacă comentarii, alte comentarii, discuții? Supunem la vot proiectul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Numărul 12. Mai sunt? Da. Da, referat de aprobare privind proiectul de hotărâre, privind aprobarea expertizii tehnice a documentațiilor tehnice de ATD și DDOE, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent pentru obiectivul de investiții de sfințare imobile cu numele cadastrale 65.362, 65.360. Mai ușor ar fi așa să vedem pe clădiri. Da, sala de cinematograf în prezent laboratoare, așa era numită în obiecte de inventar, în suprafață 26 m², centrala termică 175 m², hala reparații tractoare, suprafață 35 m², atelierul cătușării 27 m², grup social 38 m², ală reparații tractoare și mașini agricole 36 m², garaje tractoare 60 m², gospodărie anexă crescătorii poți și iepuri 35 m². V-aș invita chiar cu poședință, intrați un pic în curte să vedeți cam cum arată. Poate unii dintre dumneavoastră n-ați fost niciodată pe acolo și nu știți să vă întrebați poate de ce am făcut această expertiză. Noi am cerut expertiză, nu ne-am pronunțat noi sau am hotărât noi că trebuie să demolăm sau să nu demolăm. Nu noi răspunem. Au fost acele discuții și cu școlile. Am avut adesea ori întrebări că de ce n-ați demolat școlile din fundații, din temelii și construiați alte limări. Unu, așa a fost proiectul și axa de finanțare. Doi, înainte de toate chestiile astea, trebuie să făcute niște expertize. Dacă expertul a spus că zidurile sunt bune sau fundații, nu noi stabilim, noi nu suntem specialiști. Așa. Devizul general 918.681, 58 de bani fără TVA, 1.091.000, 470.000 și 10 bani cu TVA. Din care ce pusem? 842.575 și 25 bani. Adică demolarea? Da. Nu numai demolarea. Deci ce pusem? Cel care demolează trebuie să transporte și în moluzul. Trebuie să-și plătească și la proapa de urmă. Da, adică de lucrări de demolare, asta e lucrarea. Lucrarea de demolare include și la transportul și la numai cota, aici de ce? 4212. Una, una vine, alta e 05 cu 01 cu... Cota aferentă casei sociale a constructorilor. Da, 05. Și sunt poate care se lucrează automat. Valoarea ce cu 10 obligatorii. Da, sunt obligatorii. Dar în schimb, la autorizație nu vrea să fie 0, nu? Da. Deci vedeți, a fost ca și șirca. Ar fi cool, ne-a fost, ne-a luat bani pe... Ne-au luat toți banii noștri. Da. Este posibil? Păi asta va fi proiectul de la anul. De tot la îndeplinire, deocamdată anul ăsta. Dar clar ce va să facem după ce demolăm acolo sau... Urmează.
Primul lucru trebuie să dezafectăm. Și să lăsăm terenul curat. O să avem, o să vin luna viitoare și cu altă solicitare. Să punem la vot punctul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 13. Da. Ca la proiectele europene, planificări. Cu privire la înlocuirea anexei la hotărârea de Consiliu Local numărul 61 din 14.6.2023, cu privire la implementarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii Comunei Mioș cu scopul de a accelera evoluția mediului rural în teritoriul rural, subsemnata Palabil Bănuța, referent superior cu atribuții de contabil în cadrul compartimentului buget finanțe, raportul specialitatea primarului Comunei Mioș, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele mici locale, articolul 49, așa, legea bugetului de stat 368/2023, programul finanțat de Uniunea Europeană al Guvernului României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, necesitatea achiziționării unui echipament cu sistem de stingere a incendiilor pentru situații de urgență, cu sărăliță și lamă de zăpadă pentru dotarea compartimentului cu situații de urgență și protecție civilă al ATM-ului. Aici am vrea să vină completare cu ce o să facem dacă ninge. Ideea era, cu acest utilaj, având lamă de 1,20 m, să putem interveni și pe trotuare. Drumul de pietonare. Scop. Având la această dată 11 km de trotuare în comuna noastră. Acest vehicul contribuie la stingerea cât mai rapidă a incendiilor de mici dimensiuni sau la menținerea unei stări constante până la apariția utilajelor specializate pentru stins incendiul de mare capacitate. Scopul achiziției acela de a utiliza cât mai eficient resursele aflate la dispoziție și de a mișura cantitatea de apă folosită totodată. Sistemul de stingere a incendiilor trebuie să fie detașabil, sens în care ATV-ul să poată fi folosit și fără acesta în activități diverse utilitare, cum ar fi dezăpezirea. Echipamentul trebuie să aibă un gabarit mic ca să poată intra cu ușurință pe străzile încuste sau blocate de alte autovehicule, precum pentru a dezăpezi sau pentru a împrăștia material antiderapant pe care îl ia din sărăliță. Pe de altă parte, lama poate fi folosită la înlăturarea și la și altor materiale, precum pământ, pețiș, nisip și altele. Deprins în anexă. 1. Populația deservită pe proiect, conform recensământului 2011, este de 4.755 locuitori. Deci aici este modificarea, pentru că inițial s-a cerut populația la nivelul anului 2021 la recensământ. Și acum ne duce la recensământul din 2011. Indicator deci, tehnici. Din 2011? Da, da. Așa cei de la cea cea deci, cei de la fie. Deci în 2011. Da. Mecanică, motor 4 timp, 2 cilindri, minim 80 cm, minim 80 cai putere, cutie de viteză automată, capacitate de în spate minim 450 kg, rezervor 40 litri, capacitate încărcătură minim 600 kg. Bord, analizator analogic, ecran, LCD cu centru de informare, selectabil de către utilizator, intervale programabile de servicii, vitezometru, tahometru, kilometraj, tripometru, ceas, indicator de viteză, gabarit, temperatura lichidului de răcire, voltmetru. Dimensiuni minime, lungime 3 metri, lățime 1,5, greutate 600 kg, gardă la sol 3 metri. Chit închidere din habitacul cu încălzire, parcurs din sticlă. Dar noi știm utilajul, că din moment ce e atât de detaliat descris, înseamnă că îl știm, nu? Păi știm, asta aprobăm. Dar am mai aprobat o dată, nu? Mai aprobăm o dată pentru că cu cele două modificări. După statistică, număr de locuitori și în loc de lama de zăpadă era de 80 și acum e de minim. Era de 8 și acum e de 80. Acum e de 9. Ceva de genul. 100 de centimetri. Era de 80 și acum e de 100. 120. Hai să-ți găsim. Da, capacitatea de minim 500 e sărărița.
dimensiuni minim 1.8x1.407, greutate minim 100 kg, pentru ATV-urile 4x4, se poate fi folosit de ens în toate anotimpurile, pe zăpadă, noroi, petrici și nisip, angrenaj în acord cu puterea motorului, absorbție superioară a șofurilor și vibraților reduse, garanții 24 de luni, indicatori economici. Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Valoarea eligibilă a proiectului este 35.417 euro, valoarea totală 43.749,73. Contribuția noastră, adică nu? Eu. Sau da. Contribuția lor? A lor, valoarea eligibilă e 35.000. A noastră diferența până la 43. 7-8, da. Discuție pe marginea? Pe marginea, da. Să punem la vot proiectul numărul 13. Cine este pentru? Împotriva, abținere? Nici nu-i spun. Pentru noi. Nu știu nimic. Față de ce am mai aprobat. Noi am trecut... Dar aici și-a fost problema, discutat mai mult așa, și-a apăsat raportul și-a cât se influențează departamentul de cabinet, medicină și până aici, la funcțiile care sunt în subordinea dumneavoastră. Este un lucru lăudabil. Da. Pentru că... Dar l-au fost aprobat. L-au fost aprobat în august, sau nu? Da, nu, în aprilie. În aprilie. Și el funcționează? Nu. Nu funcționează, este vacant aici. Este vacant, dar este o problemă și aici. Este o problemă. Există explicație. Este o explicație. Există. De fapt, este asistentul medical care va funcționa la școală. Banii vin de la Ministerul Sănătății, primăria angajează omul și școala îl folosește. Cui subordonează? Deci așa, o plătești. Păi, la toți. La toți cum? Păi, dar cine îl plătește? Primăria? Primăria plătește prin banii primiți de la Ministerul Sănătății. Da. Primăria dacă... Nu primește banii, nu-l poate plăti. Nu-l poate plăti. Da, dar este omul, omul trebuie să lucreze. Ce face? Profesorul se duce în vacanță, că nu știu ce mai face, materiale, pregătește cursuri. Cum îl plătim în perioada vacanței, că el din iunie și până în septembrie nu sunt copii la școală. S-a mai întâmplat cazul la Bozieni, Neamț, nu s-a plătit la doctorul și a fost plătit vreo 4.000. Da, dar uitați, dacă face o școală de vară, sau atunci poate fi da, plăticat. Sigur, școala de vară să fie în parteneriat cu școala sau cu școala. Oricum e în parteneriat, la noi aici cel puțin. Da. Și atunci nu mai este plătit de asociația da. Respectivă, nu merge ca și... Iar acesta este un coț din organigramă. Din organigramă care ar trebui să avem serviciu voluntar de situații, pe situații de urgență, unde trebuie 10 oameni. Ar trebui să avem serviciu de cu adăposturile de câini, unde ne trebuie minim vreo 7 oameni și deja avem 17. Mai punem și asistentul 18 și organigrama noastră, noi la primărie avem 25 angajați. Ce facem? Pe care îi dăm afară? Maxim 32. Și spațiu 32. Pe care îi trimitem în, în funcțiile astea și care rămân aici? Chestiunea e de s-au aprobat în ființare. Da. Treaba e bună, da? Treaba e mai bună, dar mai durează, da. Domnul primar a aprobat și aparat de specialitate pentru cabinetul dumnealui și lui vacant, am văzut și asta nu înseamnă că... Funcția de administrator care aia e spaniul important și aia e vacant. Durată de terminat.